Seara bună, dragi telespectatori! Vă spune echipa Postului de televiziune Moldova 1, de aici, din sala Palatului Național, de unde doar peste câteva minute va începe spectacolul de gală al Festivalului Concurs Internațional Maria Bieșu. Festival care credem noi că a înscris municipiul Chișinău în prim planul spiritualității noastre. Timp de 10 zile, la sala cu orgă, la Filarmonica Națională și, bineînțeles, la Teatrul de Operă și Balet, și-au dat mâna într-o competiție artistică de neuitat artiști din mai multe țări ale lumii. Cu unii din ei vă veți întâlni și în partea întâia a spectacolului. Iar în partea a doua vom afla cine sunt laureații concursului de canto academic Maria Bieșu. Acum, până începe spectacolul, eu aș vrea să fac o incursiune în programul festivalier. Dar așa cum eu nu mă voi descurca singur, am invitat-o și pe doamna Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale și directorul concursului de canto academic Maria Bieșu. Vă rog frumos să ne spuneți de la bun început cum vi s-a părut organizarea și desfășurarea actualei ediții. Bună ziua, Natalia! Bună ziua, stimați telespectatori! Mi-a părut o ediție foarte interesantă, plină de energie, de stres, dacă doriți. Este, și anume în așa situație, întotdeauna se produce un eveniment artistic. Un eveniment artistic când se organizează foarte plat, fără emoții, atunci nu iese nimic, să știți. Asta este un secret acum divulgat pentru spectatori. Haideți să spunem care sunt noutățile acestei ediții. Eu aș vrea să începem cu spectacolul Aida. Faptul că ei l-au prezentat într-un format nou. Pe dumneavoastră v-a frăpat prin ceva? S-a deosebit de festivalul organizat de domnul Platon, pare mi se. Cum să vă zic? Normal că s-a deosebit prin această prestație, dar, de fapt, această scenografie, această prezentare era pregătită pentru un spectacol în aer liber. Ia mai mult? Cred că se potrivea pentru un spectacol de aer liber, deși imaginele proiectate pe LED este, mă rog, este un procedeu deja de mult, de cel puțin 10 ani utilizat în mai multe teatre ale lumii și întotdeauna dă bine, este o inovație, este pentru noi o inovație, pentru Europa nu, dar oricum este o inovație care întotdeauna atrage spectatorul și atrage oamenii care această inovație trezește și multe discuții. Și atunci când este ceva nou și atunci când este interesant, să știți că se discută foarte mult și de bine și de rău. Este un lucru firesc. Acum știu eu că dintotdeauna telespectatorii așteaptă să afle mai multe despre protagoniștii rolurilor centrale. Da, ce părere aveți despre Aida și Radames? Vreau să vă zic cu mare plăcere că și Șifajânscaia, care s-a produs în rolul Aidei, și Ahmet Agadi au fost nemaipomeniți. Mai ales Radames, chiar foarte mult. Foarte bun. Vreau să vă zic și de Aida. A fost una specială, a fost alta decât ne obișnuiam. Păi are și un CV împunător, nu? O voce extraordinară, o voce fantastică, un temperament absolut extraordinar și este firesc. Așa, probabil că putea fi și eu asemenea Aida în lume. Și seamănă cu personajul, nu? Foarte mult seamănă cu personajul și Tatiana Busuioc în rolul lui Amneris a fost foarte bună, a fost foarte organică, încadrată în tot scenariul, în toată partitura muzicală și dirijorul Pfeiffer. De fapt, la aspectul muzical chiar n-am nicio obiecție sub nicio formă și corul și orchestra și soliștii au fost nemaipomenit de buni. Au fost convingători, a sunat totul perfect și Aida este o operă care, de fapt, întotdeauna te impresionează. Și de popularitate, dacă vreți. Da. Eu cred că... Eu am remarcat câțiva tenori la această ediție. Cred că știți despre cine este vorba. Da? Vă referiți la tenori care... Ei, noi continuăm discuția în tract. Acum haideți să transmitem legătura în scenă, de unde veți urmări cele mai reprezentative vedete ale scenei lirice, atât internaționale cât și naționale. Thank you.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara! Există personalități care marchează și reprezintă anumite perioade ale unei țări sau ale lumii întregi, îmbogățind tezaurul cultural al acesteia. Epoca noastră o putem numi cu mândrie epoca Mariei Bieșu și suntem mândri că am fost contemporanii acestei personalități marcante. Vă salutăm cu drag la concertul de gală care încununează ediția 21 a Festivalului Internațional al Vedetelor de Operă și Balet Invită Maria Bieșu și cea de-a doua ediție a concursului internațional al interpreților de operă Maria Bieșu. Evenimente care au derulat sub înaltul patronaj al prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Iurie Leancă. Salutăm prezența în sală a prim-ministrului Republicii Moldova, domnul Iurie Leancă. Salutăm prezența deputaților, membrilor guvernului, reprezentanților corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, a tuturor oaspeților. Aducem mulțumiri organizatorilor festivalului și concursului în numele legendarei Maria Bieșu. Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Uniunea Muzicienilor, Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, Teatrul Național de Operă și Balet, Sala cu Orgă. Aducem mulțumiri companiei Orange Moldova, partener general al festivalului concurs Maria Bieșu, partenerilor festivalului concurs Moldova Agroind Bank, Agenția de Publicitate Standard, Societatea pe Acțiuni Ceramica Ungheni, DAC Hermes, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova, AITA. Și aplauze pentru toți partenerii media care au reflectat și au mediatizat acest eveniment cultural de amploare. Așadar, concertul de gală al ediției a 21-a a Festivalului Concurs Maria Bieșu. Giuseppe Verdi, uvertura la opera Vecerniile Siciliene. Interpretează Orchestra Teatrului Național de Opere și Balet, Maria Bieșu. Dirijor, Alexandru Samoilă, prim-dirijor la Teatrul Național de Opere și Balet din Odessa, artist al poporului din Moldova, laureat al Premiului de Stat, Cavaler al Ordinului Republicii.
Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, condusă de Alexandru Samoilă, artist al poporului, laureat al Premiului de Stat, cavaler al Ordinului Republicii. Giuseppe Verdi, aria lui Filip din opera Don Carlos. Evoluează oaspetele festivalului concurs, Barsec Tumanian, artist al poporului din Armenia.
Barseg Tumanian, Armenia. Continuă oaspeții din România și Spania, Nicoleta Maier și Constantin Andreev, Giacomo Puccini, duetul Mimi Rolfo din opera Boema. Ritorno.
Nicoleta Maier, România, Constantin Andreev, Spania și Orchestra Operei Naționale dirijată de maestrul Alexandru Samoilă. Continuă artiștii trupei de balet a Teatrului Național de Operă și Balet. Piotr Ilici Ciaicovski, scenă din baletul Lacul Lebedelor. Soliști Cristina și Alexei Terentiev, laureați ai concursurilor internaționale, maestri în artă. Solo la vioară, Olga Vlaicu, la violoncel, Stella Burduja. Dirijor, Svetlana Popov. Thank you.
Cristina și Alexei Terentiev, laureați ai concursurilor internaționale Maestri în Artă. Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet, dirijor Svetlana Popov. Continuăm programul de astăzi cu Gioachino Rossini, aria lui Basilio din opera Bărbierul din Sevilla. În scenă, un prieten fidel al festivalului invită Maria Bieșu, Bülent Ateşoglu, Turcia, dirijor Alexandru Samoilă. Thank you.
Bülent Ateşoğlu, Turcia. Ruggero Leoncavallo, aria lui Canio din opera Paiațe. Cântă Roberto Garcia Lopez, Marea Britanie. Renumitul tenor din Marea Britanie, Roberto Garcia Lopez. Giuseppe.